A fost răscoală într-o localitate din Ialomita. Sute de oameni s-au revoltat împotriva unui fermier francez care le lucrează pământurile. Localnicii din comuna Mihail Cogălniceanu au luat foc în momentul în care au mers pe câmp să își ia în primire parcelele de porumb. Din cauza dăunătorilor însă, cultura destinată lor a fost întoarsă și semănată din nou mai târziu. Când au văzut plantele firave de pe câmp, oamenii și-au pierdut cumpătul. De teamă că nu vor avea ce culege la toamnă, peste 300 de săteni i-au cerut socoteală francezului, iar unii chiar l-au amenințat cu moartea. Unde vă duce acum că terminați campania? Vă duceți la francez? Frumos era să dați, vreau să vorbească cu oamenii, nu? E pământul nostru, e frică. E frică. Fiecare face ce vrei, nu aveți grijă, s-a luat. Dar ați luat porumbul? Ce pom să luăm? Să vedem cine dă. Dar ăia ce sunt, țărușii? Țărușii se pune semne. Dacă nu ne-a dat pământ, să vedem ce ne dă. S-a pus sămânță veche și a semănat pe același urmă de 3-4 ori. La el udă, toate tarale lui le udă. La noi nu. Dă 400 de kg de grâu și își bate în joc cu porumbul. Cel puțin lumea era mulțumită aici pentru că era cât de cât porumbul. Uite, își bate în joc de noi. Nici paie nu te lăsa câteodată să iei. Băga combinile alea, avea drăciile alea în spate, le împrăștea pe câmp, n-avea de unde să iei. Și acum cum e? De la ce a pornit-o? De la ce? Porumbul lui nu se vede tractorul din el și la oameni l-a întors, l-a mâncat gândace. Și spune că aici, da, ăsta e bun, dacă ar da de ăsta, dar nu are, că nu mai are. Uitați, la el e porumbul, apă, a ieșit apa în drum și proștii mea ne dă porumbul atât. Până în anul ăsta, cu acest om a fost nemulțumiri? Da, mereu putem. Mereu, hai, președinte, pentru că e 400 de kilograme. Pentru că contractul s-a făcut așa. Măi, vedeți, ai semnat contractul în alt? L-am semnat. De ce în alt? Când se mai face porumbul ăsta? E fragil, dar acum. Da, e fragil, da. Din cauza faptului că e porumb după porumb și porumbul să rămân coceni, gândacul ăsta tanimecul să rămâne și în rezerva aia de Ciocan. Și dacă vă uitați, mai mult unde a fost porumb la oameni și în limitrof pe unde a fost, cum a fost la noi, Rapiță, am întors și la noi. Nu s-a întâmplat, nu a vrut nimeni să întâmple așa ceva. Porumbul întors se face și cultură dublă. Cultură dublă înseamnă să semene la 25 iunie. Noi am semănat porumbul ăsta pe 1. Adevărul e mai târziu, dar nu înseamnă că nu se face. Promisiunea a fost că vom face 9 tone de porumb ștuleți, oamenii nu au vrut să înțeleagă de unde. Dacă nu vom face 9 tone ștuleți, a fost cu diferență de la noi boabe. Nimeni nu a vrut să înțeleagă. Arnaud Perrein se numără printre cei mai prosperi cultivatori de la noi. S-a stabilit în România după Revoluție, iar acum cultivă 3700 de hectare în Ialomita. Fermierul francez le-a promis oamenilor că nu vor ieși în pagubă. Într-adevăr, este o diferență, ați văzut probabil acolo, e un porum care are 1,50 m aproape înălțime și unul care are 40-50 cm înălțime. Așa, și normal că când oamenii au venit acolo și au văzut asta, s-au speriat. Oamenii vor lua porum cel bun, normal, cel slab o să mai dăm 50% mai mult și în continuare garantăm că vor face 9 tone la hectar. Și oamenii au început să ia porumbul. Ideea este că a fost un mare problem de comunicare, adică normal, e normal să cer mai mult, mereu mai mult, e firesc, toată lumea vrea mai mult, dar trebuie să vorbim. Să vorbim cu câțiva persoane, cu cap pe umeri, care sunt destul aici în sat și să vedem care sunt problemele. Dacă promisiunile nu vor fi respectate, sătenii sunt hotărâți să se revolte din nou.